Chiar dacă în urmă cu 4 luni a suferit cea mai gravă accidentare din prodigioasa sa carieră, fractură de tibie, actualul antrenor principal al celor de la Sporting Suceava, Mihai Guriță, nu are nici cea mai mică intenție să-și agațe ghetele în cui, chiar dacă peste doar o săptămână va împlini o vârstă înaintată pentru un fotbalist, respectiv 40 de ani. A început recuperarea de mai multă vreme din dorința ca, încă de la primul antrenament al albverzilor din acest an, să poată efectua reprizele de alergare cot la cot cu foarte tinerii săi elevi. Multă lume îmi spune că timpul meu a trecut, că nu mai am nicio șansă să revin pe teren în postura de jucător. Eu sunt însă de altă părere, iubesc foarte mult fotbalul și sunt hotărât să fac toate sacrificiile pentru a mai putea juca măcar un an sau doi la acest nivel, a mărturisit fostul atacant al grupărilor Bucovina, Suceava, Foresta, Oțelul Galați, Farul Constanța, Steaua, Gloria Buzău, Cetatea și Rapid Suceava.